În curând, la etajul 9, ajunge un interpret talentat și foarte carismatic, care în acest an a susținut primul său concert solo cu ocazia zilei sale de naștere. Maxim Zavidia! Taram, taram, pam, pam. Maxim, salut! Bine ai venit, ne bucurăm foarte mult. Asta știi, te salut lucrează. Eu. Salut, 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 salut. Dar unde camera? Camera e acolo unde trebuie. Tu, da, important să iei loc și să te simți confortabil alături de noi. Bună ziua, bună seara. Cum a venit bună Max noapte. Și Natalia s-a așezat mai aproape. Dar normal, da? Băieții frumoși, când vin, Natalia te simte prezentă. Da, da, deci nu înțeleg de ce stau și eu pe canapea așa mare singur. Pentru că face grijă? Natalia a vrut să te vadă din unghiistă. Eu nu am vrut chiar să stai lângă tine, pentru că e vrea să pună mâna anume la mine. Am vrut să pe el să-l se duc. Nu, el e însurat. Nu. Am vrut, dar el e însurat. El e însurat, el gata, pentru mine. Ei există numai așa, știi, ca colegi. Ca colegi. Ca colegi. Ca capsulă. Ca capsulă și ca colegi de breaslă. Da. Corect. Și el e colegul meu de breaslă. Apropo, păi, asta am vrut să spun și eu, că da. Max tot este colegul tău de breaslă, dacă tot sunteți interpreți ambii, respectiv. Da. Apropo, Maxim, a fost la concertul tău. De atunci nu am mai stat să-ți spun că chiar nimic am rău. Nu, chiar am rămas cu impresii foarte, foarte bune și să știi că ești un băiat foarte talentat. Te felicit cu concertul. Și asta până tu nici n-ai început scânt, apropo. După ce ai început scânt, am schimbat impresiile, da. Roșia ai lăsat acasă, da? Da. Nu, nici n-aveam să iau. Bine, foarte mult, da. Deci băieții foarte rău că n-ați fost. Noi avem pe Natalia. Noi trimitem Natalia. La noi e agentul nostru secret, da. Ea este infiltrată în toate concertele și am în ochi camere speciale care îi urmăresc. Uite, Max, eu am să spun așa o chestie. Pentru ce lucrez cu ei? Pentru bani. Dar eu am să spun o chestie. E una când vin prieteni, alta când vin invitați, da, la concert. Și alta e că când tu vorbești despre faptul cum a trecut concertul, cu viziunea ta, când ai văzut singur unele lacune, unele greșeli, spune-ne tu și mai bine, invers, ce ți-a plăcut, da, și succes, evident, ce ți-a plăcut ție, deja după finalizarea evenimentului, și ce ți-a scăpat undeva, pentru că știi cum, sunt lucruri mărunte, dar... Păi clar, desigur, nu poate să fie de 100%, e foarte greu. Am fost foarte bucuros, dar mi-era greu să organizez acest concert, am avut foarte multă muncă să fac, deci începând unde să le așez cei cunoscuți foarte buni, părinți, tot pe cineva, până la cât punem sunetul sau scena adăugătoare, dansatori. Și partea tehnică tot a trecut toată prin intermediul deci totul era special pus, adăugător, deci asta tot era foarte scump. Clar că și toate, Natalia a văzut foarte multă lumină, era LED-urile și totul, da. Deci, da, au făcut și asta o imagine foarte frumoasă, într-adevăr a fost destul de scump. Am organizat în 3 săptămâni, mai puțin de 3 săptămâni, deoarece era și la începutul, când am început să fac pregătirea, deci era taman și final la proiect de dans, unde am participat eu în final. Și deci era implicat în două proiecte. Deci dacă să numim și al top concertul. Deci așa, printr-o săptămână era nebună, într-adevăr dormeam ca un leu. Nu puteam să mă trezesc, eu eram așa de obosit. De aici mă dore pe picioare de la rock and roll care dansam cu Cristina și de aici mă dore deja voce și nervi și telefonul era roșu, dacă totul organizam. Mă gândeam la ce că e foarte bine să ai un manager sau cineva care se ocupă de tot asta. Asta am vrut să te întreb și eu, n-ai avut un manager cumva pentru că e complicat. Pentru practică care eu am primit-o și eu cred că trebuia puțin să rapt, deoarece am văzut totul dinăuntru, deci gata, dacă fac a doua oară, înțeleg prima ce trebuie să fac, să găsesc sponsor. Stai. Deci experiență tu ai, am înțeles. Și tu ai văzut inițial prima. Stai, Anatol. Deci, mesajul cu LED-urile, chestiile care adăugătoare și așa mai departe cu a fost mai scump, asta e mesajul câte invitații care au venit gratuit. Deci, dragi invitați, dacă ați venit gratuit, trebuie să mai
veniți cu plicuri, știi cum, că... Dar în loc de flori, în loc de flori. De flori să veniți cu plicuri, da. Nu, vreau să spun că într-adevăr erau cumpărate și bilete, am străduit să fac și o promovare. Este clar că s-au procurat bilete, dar îți vorbesc de invitații care i-ai invitat cu siguranță tu, aia au venit gratuit, deci... Da, erau prieteni. Da, eu am venit gratuit. Păi, tu ești colegă de breaslă. Da. Deci am făcut în noapte spre 1 mai, deoarece pe 1 mai e ziua mea de naștere. Așa. Și la etajul 2 am avut și eu banchet pentru ziua mea de naștere. Clar că prietenii cei mai apropiați au venit invitați din partea mea și după asta... Deci, pahar de șampanie. După asta a fost veselie. 2, 3, 4, multe. Tu ți-ai făcut un cadou de ziua ta de naștere. Ți-ai așa făcut concert. Foarte, foarte scump. E important, foarte, e clar că e foarte scump cadou. Dar cum să-i faci tu așa cadou scump dacă nu... Dacă nu ție. Dacă nu iubitului ție, cum s-ar spune, știi? Natalia are experiență. Da. Este, da. Faci plus la asta, ok, tu ai intrat într-un minus mare sau până la urmă s-ai egalat? Pentru că ai spus de sponsor, să înțeleg că cam minus a fost în toate... Am vândut curtier la aici. Am înțeles. Atunci... Da. Noi sărăm succese cu privire la concerte propriu-zise, în sensul că atunci când o să le faci, să știi că trebuie neapărat să găsești sponsorii mai tâi, da, așa cum ai spus tu, da. Și după aia deja mergi înainte. Natalia, tot despre asta știi. Da. Eu mai bine. Și am vrut să spun că de grabă sper că luna aceasta o să iasă și DVD de la concert. Mm-hmm. Era totul filmat și da, foarte mult la timp ca să îl pregătim. De întâi cu video, pe urmă montare, totul, da, schimbăm apoi cu sunetul, că am rugat băieții să facă totul pe track-uri. Da, tot, pe linii separate, da? Da, deci era, nu știu, vreo 30 de GB doar tot sunetul. De informații, da. Da. Deoarece era și band și fiecare instrument, fiecare microfon era scris aparte, pentru că la sfârșit să facem un sunet calitativ, mixat, așa am vrut eu. Băi. Aoleu, ia să ne spui, normal, tu, câte, linii, trebuie să faci ceva. Câte linii audio atunci ai avut tu așa, e doar informație pentru... La care linii? Câte linii audio? Câte, deci câte benzi? Vreo 14-15. Aoleu! Da, felicitările mele. Așa. Acum poți să le iei separat pe fiecare din ele și să le dai ca piesă aparte, știi? Fiecare linie aparte. Vânt, da? Da, povestește-ne acum în ce proiect ești implicat, dacă ai vreun proiect. Da, deci sunt acum implicat într-un proiect. Am fost cu colegul, cu Samir, la Sankt Petersburg. Așa. Apropo, v-am adus și un mic cadou, așa, nu știu cum. Da. Da, deci asta, nu știu. Matrioșcă! Super! Și în Sankt Petersburg. Să înțeleg că două de amoșa găsit stăpânul? Nu, stai că e pentru emisiune, nu e pentru... Nu, stai că o pune pe gât, măcar în timpul emisiunii. Nu, pe gât... Gata, l-a scos să ne știe unde mai bine. Acolo matrioșca se mulțește, apropo, cum e din ea, iese mai mici? Nu, iese mai mici, nu se mulțește. Anatolie. Păi acolo unde a pus-o, de acolo se iasă mai mici. Acum trebuie să îmi dă el în mâine. Așa. Ești deja unde a fost? Dar eu sunt însurat. Așa că îi dau la cel care e mai puțin însurat. Eu sunt mai puțin însurat, da, Natalia? Da. Eu sunt mai puțin sau mai mult însurat? Cum asta nu eu am spus, asta nu voi ați spus. Okay. Bun. Deja tot, te rog frumos, nu-l bagă nicăieri. Nu, eu nu-l bag. Eu sunt cu băgatul, dar nu în... Dacă să-l pui undeva pe acolo, pe altă parte, să-l întoarcem înapoi la Natalia. Nu în alte... Pe scurt, în fine, eu vă spun că noi băgăm matrioșca asta doar în emisiune, pentru că ea o să-și aibă locul său pe raft acolo alături. Va avea mai multe cadouri care să o aduc. Pe pace, nu pleacă în buzunarul nimănui, că acolo ai văzut interes să nu-l bag, da? Bine, acolo. Bine, am așa o întrebare, ce facem dacă aducem, de exemplu, noi invitații, aducem un cadou mare, unde? Foarte bine, noi tăiem bucățele și îl punem mărunțel. Mărunțel acolo. Găsim noi unde. Avem spațiu. Găsim noi apartamente, case, avem toți, așa că reușim unde să-l aclimatizăm. Care sport îți place cel mai mult, apropo? De echipă basket, sau individual? Ce? De volei, echipă. Volei, mă, volei. Volei și basket. Așa. Când ai jucat ultima dată? 3 ani în urmă. Cam o săptămână jumătate în urmă, când prezentul nostru, Amir, a avut ziua de naștere și am făcut la un camping mare. Și acolo era și terenul ăsta special pentru joc și noi cu băieții am jucat foarte, foarte bine. Deci, asta voi așa credeți, dar în general... Dar, dintr-o parte se vede cum voi după ceai, îmi blas după tine. Da, în general lumea s-a dat, că ne înțeleg, că joacă cu mici de basket, volei, bravo, băieți, bravo. Nu, joacă cu mici de basket. Da. Apropo, da, și încă în timp liber ajut pe prieteni,
care au nevoie de ceva. Deci, să joace fotbal, da? De exemplu. Nu, pot am să înțeles, vin, nu, într-adevăr, pot să vin să ajut, să-l duc pe cineva undeva sau cu o treabă, da? Ceva. Da? Deci, dacă eu ceva, puteți să mă apelați. Eu degrabă las mașina la reparație. Eu pot să mă duci pe mine unde să am nevoie? Da. Da, apelează la 14 și găsești niște cifre. 007 și spui că băiatul cel Maxim, și-ați vină un Maxim oricare. Sau sunt întrebare la voi, dar de ce se numește etajul nou? Dar la ce etaj ai venit când ai venit cu liftul? La etajul nou, da. Noi suntem, studioul nostru este la etajul nou și de-aia și ascensor când ai urcat, ce noi buton ai apăsat? Original. Noi suntem la etajul nou. Noi ne numim acolo unde suntem. Natalia, tu știu cu siguranță că ai pregătit o rubrică pentru Max și respectiv noi o să te rugăm să ne spui despre ce anume este vorba. Fugi! Julița! Ea a zburat, nu că a fugit. Să auzim. Maxim, trebuie să continui proverbele propuse de noi din imaginile de pe ecran. Așa. Max, stă ghine cu proverbele. Eu cred că el dacă nu stă, apă oricum o să stă. Pentru că după ce ea să vadă proverbele noastre, el o să le continui așa cum trebuie. Lupul Blana își schimbă... Iarna? Iarna și vară de două ori. Diferite timpuri sunt frumoase. Da. Lupul Blana își schimbă... Dacă nu e chel. Dacă nu e chel. Dacă nu e chel. Așa ar fi sunat corect. Lupul Blana își schimbă când se duce la oi. Da. De exemplu. De exemplu. Și versiunea ta, lupul Blana își schimbă iarna. Da. Sau cum? Da. Dacă ei poți să schimbi, noi îți dăm voi. Noi îți dăm voi. Da, iarna când e frig, poți să schimbi mai multe blani. Hai să vedem originalul. Hai să vedem originalul. Lupul Blana își schimbă, dar mașina nu. Pentru că nu se dă voie conform statutului. Statutului. Statutului, da. Am înțeles. Eu cred că statutul cel la care te-ai gândit, el schimbă și Blana și mașina. Și mașina, da. Cu răbdarea terci. Treci. De-aia au glumit, normal. Deci, cu răbdarea treci. Stai, Max, începe primul. Cu răbdarea treci. Și? Max, știi, cu răbdarea treci și dacă vrei, nu treci. Nu i-a arătat lui Max și trebuie să spună el. Așa. Hai. Și-o înțelesea că-și poate cu răbdarea treci, tu, orice opțiune. Orice direcție, numai nu originalul. Cu originalul nu uitați să știm, noi nu vrem originalul. Da. Tu știi originalul? Știi normal. Deci știi normal că știi. Hai, cu răbdarea treci cu banii nu. Da, cu răbdarea treci cu banii. Dar eu am vrut să spun cu răbdarea treci ipoteca. E tu, Natalia? Cu răbdarea treci, cu hai, Natalia. Treci și... Natalia. Nu știu. Cu răbdarea treci, Natalia. Da. Corect. Cu răbdarea... Cu răbdarea treci prutul. Treci testul. Cu răbdarea treci... Cu răbdarea treci de WC-ul. Dacă ai răbdare, treci de viceu. Dacă ești slabă la răbdare, am trebuit numai decât să treci. Cu răbdarea treci mai departe. Cu răbdarea treci de soacră. Aștepți momentul și e să duci, dar tu treci. Bravo. Treci pe lângă desu. Cu răbdarea treci și marea. Da, original. Aia asta noi știm toți, da. Ferește-te de omul prost, virgulă, prostule. Ferește-te de omul prost, prostule. Bună frază. Ferește-te de omul prost. Și crede Max despre asta? Continuă. Nu știu, lasă... Ferește-te de un prost gust. Prost gust. Da. Ai, Natalia, ce tu spui? Ferește de omul prost, că de omul deștept mă feresc. Și singur. Mă feresc și singur, da. Așa, tu, Max? Hai, Max, spune-ne, orice... Nu știu, ferește de omul prost, că... Hai să duc undeva, nu știu. Hai să duc în pădure. Hai să duc în pădure, da. Ferește-te de omul prost mirositor. Bun, vezi. Asta gândește într-un trolebus. Max, pe mai vine cu rutiera. Trebuie să... Eu ca un canibal am spus să ferește de omul prost gust. Da. Tu ca un om cu simț de miros foarte dezvoltat. Și care e original? Nu știu. Are mintea... Odihnită. Asta de fapt este original. Asta e originalul, da. De omul prost, că și are mintea odihnită. Pentru că, băi, dacă omul are mintea odihnită, nu ai treabă cu el pentru că e prost și nu o să te înveți nimic. Exact. Ferește de oameni proști. Ai treabă cu oameni deștepți, asta este sensul. Da, ok, hai. Continuăm. Fiecare pasăre pe limba română. Fiecare pasăre pe limba mi-amoare. Mi-amoare. Corect, spune. Da, mi-amore, da. Fiecare pasăre pe limba mi-amore. Nu, fiecare pasăre pe limba are gust de găină. Asta mă gândesc, formez ceva de gust. Dacă fiecare pasăre pe limba
pe limba franceză poate să cânte. Da, da. Hai, da, Max. Îmi pare că fiecare pasăre pe limba germană cântă... Cântă franceză, da? Ok? Originalul e, dacă nu mă șel, fiecare pasăre pe limba ei cântă, dar limba engleză rău aude. Fiecare pasăre pe limba engleză rău aude. Da. Nu, fiecare, originalul fiecare pasăre pe limba ei piere. Originalul piere, e. Da? Da. Da, dar asta e originalul, da? La producătorul fiecare nostru. Fiecare pasăre pe limba ei piere, piere. Asta e originalul lui Anatol. Da. Da. Continuăm. Frate, frate, dar brânza e la Anatol. Dar brânza e la... Tu, la... Da, eu nu spun mai. Da, frate, frate, tăr... Și nu spun el însă, stai, Max, stai, dar mai... Și cu brânza la Anatol, ia-mi povestești. Nu e vorba de... Stai, că... Să ne întrebuie, să nu-mi blăd. Eu nici cu un râu. Eu am, ne-am deschis o tarabă la piață și brânza la Anatol, așa. Ce-a făcut? Gata, când gata, înțeles. Ce-a făcut? Lasă fie, frate, frate. Da, microfoanele oricum lucrează. Soldat! Dar n-am înțeles nici ce-a spus, ne-a urlat la urechi. Frate, frate, dar brânza... Brânza e... Dar brânza la piață, pavilionul 3, la așa. Aha, dar brânza e la piață, pavilionul 3, la okay. Piața centrală. Frate, frate, dar brânza e... Sărată. Urdă, e scumpă. Da, dar eu aveam versiunea frate, frate, dar brânza e în desenul animat, cum îl cheamă? A, SpongeBob. Dar brânza e SpongeBob. Nu, cum poate frate, fi frate, el e brânză. El e o bucată de burete. Păi da, păi da, dar arată ca o brânză. Frate, frate, dar brânză e franceză. Dar brânză pune brânză galbă. Brânză face bă. Frate, dar brânză e galbenă. Asta e bună, Max. Dar brânză e gustoasă. Ok. Hai. Și ultimul proverb. Buturuga mică. Buturuga mică. Buturuga e bâtă. Un băț. Da, un băț. Un băț mare. Dar numai că nu e mic. Numai că aici e mic, adică un bățișor cum ar fi. Da. Buturuga mică. Ce face buturuga mică? Nu faci treabă ca buturuga mare. Da, da, da. Buturuga mică tare e pozorâcă. Buturuga mică. La neamuri. Nu, buturuga mică n-ai cu și te lauda. Da, da. Buturuga mică lauda tot. Mică. Lauda sau de sine. Lauda e mare. Lauda de sine. A, sau lauda, mai degrabă lauda e mare. Buturuga mică, da, lauda, da, da, mare. Buturuga mică e amestec tare. A, nu, așa. Buturuga mică e important și căvușă să fie. Lasă-mi așa, buturuga mică nu ajunge la găcică. Buturuga mică nu ajunge la găcică. Super! Max, ai pus punct. Asta e. Ți-ai compus singur în... Și primele versuri din piesa lui Max, următoare. Buturuga mică nu ajunge la gagică. Yo, come on, buturuga, buturuga, măi băieți cu buturuga. Da, ia uite-și. Buturuga mică arde repede. De fapt, originalul e buturuga mică răstoarnă carul mare. Mai avem încă unul. Bine faci, bine clefă-i. Buturuga mică. Bine faci? Bine faci! Maladeață ești! Dacă bine faci... Nu, bine faci, eu îți aplaud. Putem face cunoștință. Stai un pic, stai bine un pic. Faci, putem face cunoștință. Bun, Natale. Stai un pic, mâna. Asta mai întâi, stai un pic. Asta întâi era vorba cu buturuga, da, mică, da. Nu buturuga mare. Bine faci. Da, da. Max, hai să ne spui ce bine faci. Eu aș zice așa, Natale, bine faci, bă de prost. Versiunea lui Maxim, hai. Bine faci? Nu greiești. Bine faci, nu știu, e ca după ceea ce am văzut astăzi, bine faci... Natalia a spus super, bine faci. Cum ai spus tu, nu? Bine faci, închide gură. Da. Bine faci, închide gură. Bine faci, mai ghinitaș. Tataci! Tataci, dacă bine faci. Tataci, voi spui. Hai, Max. Bine faci? Bine faci că... Că taci. Bă, bine faci că ești pe etajul nou. Super! Noi aici o să aplaudăm. Da, bine faci, da, că ești la etajul nou. Anatol! Bine faci, te sună multe. Fă mai departe. Bine faci, te sună multe. Hai. Bine faci, fă mai departe. Dacă e bine. Bine faci, te sună toată lumea. Dacă e bine. Păi, dacă... Natalia, stai un pic. Tu trebuie întâi să spui dacă e cât bine faci, după ce omul faci mai departe, înțelegi? Eu cred că asta e ultima, da. Asta a fost ultima. Asta îi spui, tu bine faci. Da. Dar fă mai departe și mai repede. Așa le cu păsările, da? Bine faci, bine închei. Mă duc să închei. Max, noi îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Și ne-ai bucurat prezența. Într-adevăr că tare a trecut foarte repede timpul și n-am dovedit eu să mă plictisesc deloc. Aș sta, poate mai stăm puțin. Mai stăm, amuș, noi avem niște vin care ne-au adus. Hai, las vinii oficial, stângem totul și mai stăm. Da, deconectăm camerele, luăm vinurile cele care ne-au adus. Nu, stinge totul.
Eu aș spune că asta tot ar fi o încheiere. Bine faci, bine stai. Da. Bine, 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 foarte bine. Așa că nu făcea Natalia, la toată lumea. Bine stai în picioare ca să ne spui și nouă cuvântul de adio către toți telespectatorii noștri. Dragii noștri, iată că a venit timpul să ne luăm rămas bun cu voi. Vă spunem o seară frumoasă și să știți că mereu suntem la etajul nou. Și data viitoare noi, Natalia, o să spunem, cum se spune corect, nu cu voi, dar de la voi. We'll be right back.